Sfântul cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel este un renumit schimonah din Valea Cheiilor, din munții Făgăraș, care a pusnicit în primele decenii ale secolului al XVII-lea la mănăstirea Cetățuia Negruvodă. Timp de 30 de ani s-a nevoit într-o peșteră pe care a săpat-o singur într-un perete abrupt al muntelui. Pot spune în continuare, iubiți credincioși, despre Sfântul nostru, pe care îl sărbătorim la 26 iulie în fiecare an, că este un sfânt pusnic, sihastru, care a sihăstrit în localitatea Valea Chiliilor, situată la est de câmpul Mușcel, la baza mănăstirii Cetățuia Negruvodă, unde a fost descoperit și Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Sfântul a trăit, să știți, în vremea domnitorului Matei Basarab. Se pare că a fost oștean, duhovnic și sfetnic al domnitorului Matei Basarab. Fiind un sfânt pusnic, un sfânt sihastru, se afla într-o continuă legătură cu Dumnezeu prin rugăciunea pe care o făcea și prin privegherile de toată ziua și toată noaptea pe care Sfântul le făcea și ținea legătura cu Dumnezeu prin rugăciunea sa. De rugăciunea sa a beneficiat la vreme de mare restriște pentru țară, la vreme de mare nevoie, atât domnitorul Matei Basarab, cât și domnitorul Mihai Viteazul, atunci când a avut nevoie de rugăciune pentru unirea celor trei țări române. Sfântul cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel a fost canonizat în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 18-19 iunie 2009. Atunci s-a aprobat ca ziua de prăznuire a cuviosului Ioanichie cel Nou de la Mușcel să fie 26 iulie, moaștere sale fiind așezată în Biserica Mare a Mănăstirii Negruvodă. După ce a fost canonizat în anul 2009 de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe, s-a dispus ca moaștele Sfântului Ioanichie cel Nou de la Mușcel, aproape în totalitate, exceptând mâna Sfântului care a rămas acolo la mănăstirea Cetățuia Negruvodă, să fie aduse aici spre închinare credincioșilor noștri mușceleni, argeșeni, dar și din toată țara care vin să se roage și să se închine la Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Ioanichie cel Nou de la Mușcel. A fost descoperit acolo un păianjen, i-a acoperit trupul său cu o pânză densă, deasă, o pânză de păianjen, iar deasupra capului său, acolo, în grota respectivă, a fost încrustat anul 1638. Este anul morții pe care însuși Sfântul și l-a încrustat acolo înainte de a-și da sufletul în mâinile Mântuitorului Iisus Hristos, căruia s-a rugat și pe care l-a iubit atât de mult. Sfinții trebuie să reprezinte un model de urmat pentru fiecare dintre noi. Trebuie să le imităm trăirea. Trăirea lor duhovnicească, viața lor curată, legătura lor cu Dumnezeu prin rugăciune neîntreruptă ziua și noaptea. Totdeauna ne întrebăm, îi place lui Dumnezeu ce fac acum? Îi place lui Dumnezeu viața Sfântului cu tare sau cu tare a Sfântului Ioanichie cel Nou de la Mușcel? Îi place. Ei, ce a făcut acest Sfânt în viața sa de a rămas neputrezit? După 400 de ani, Sfintele sale moaște întregi se găsesc aici depuse în racla de la câmpul Mușcel. Și atunci singur ne răspundem, păi a avut o trăire pentru Dumnezeu, s-a spovedit curat înainte de toate la preotul său duhovnic și în continuare a rămas în comuniune cu Dumnezeu, în legătură directă cu Dumnezeu, prin fapte bune, prin post, prin rugăciune. Același lucru trebuie să-l urmăm și noi creștinii de astăzi. Trebuie să ne spovedim întâi curat la preotul duhovnic și apoi să avem o trăire ca și a sfinților noștri, nu numai a Sfântului Preacuviosul Părintele nostru Ioanichie cel Nou de la Mușcel, dar și să urmăm trăirea și a altor sfinți. Moaștele Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel trebuie privite ca o binecuvântare pentru câmpulungeni, pentru mușceleni, dar și pentru pelerinii care îi adresează rugăciuni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut acest dar de mare preț nouă credincioșilor mușceleni, argeșeni, dar și români, dar și tuturor din toată ortodoxia noastră. Îl rugăm pe Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Ioanichie cel Nou de la Mușcel să mijlocească totdeauna înaintea Preacuratei Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Hristos, Preasfintei Treimi,
mântuirea sufletelor noastre. Amin. Duminică după amiază de la ora 17, dar și luni dimineață, începând cu ora 8:30, credincioșii sunt așteptați la Mănăstirea Negru-Vodă pentru a participa la slujbele speciale închinate Sfântului Cuvios Ioan Nichie cel Nou de la Mușcel.